acolo. Da. Ce gătim astăzi? Astăzi vom executa câteva chișuri. Povestim despre modul de preparare al blatului. Și am 3 sau 4 combinații. Facem jambon fromaj, adică jambon cu brânză. Facem unul cu 4 feluri de brânzeturi. Și mai am un chiș destul de interesant pe zona mediteraneană. Spanac cu praz și cu feta. Poți să traduci chiș repede în română? Bun de chiș pe jos. Da, din păcate e rețetă de la Vaslui. N-avem o traducere. De unde și melodia italiană? Ti lași mimili cantare. Ti lași mimili cantare. Știi că așa câte doi vasluieri când e de la toată cultura. Ti lași mimili cantare. Mulțumim, mă, Cătălin. Astăzi suntem pasionați de chișuri, avem varianta cu spanac, varianta cu praz, varianta cu salsicea. Salsicea. Mai e și Eva chiș. Da, pe dânsa am omis-o, intenționat sau nu. E scris în stele după alugenica Făraș. Da. The power of love. O cântă Bianca. Cred că e nevoie să fac Doamne Vrea, care m-a consacrat. Nu, dar puteți să țineți dumneavoastră. Cum? Ca să povestesc eu, ca să povestesc eu despre ceea ce trebuie să facem. Bun, hai să începem. Trei elemente la chișuri. Aluatul, pe care putem să-l cumpărăm întotdeauna din magazin. Este cea mai simplă variantă. Aluat fraged, nu? Aluat fraged. Sau să-l facem în casă. Făină, unt, ouă și apă. Da, simplu ca bună ziua. Pentru un chiș am avea nevoie de 200 de grame de unt, 4 ouă, 400 de grame de făină, 40 de mililitri de apă. Le punem într-un mixer, se bat acolo la viteza 3 sau 4, adică o viteză peste medie. În fine, fiecare mixer are vitezele proprii. Și după aceasta mi se șoptește ceva în cască. Așa. Bun. Ești pe casca rămâne. Da, tot o prișanie de vină. În fine. După ce terminăm cu această operațiune, întreg aluatul, domnul Oprișan, ajunge în frigider. Da? Cât lăsăm? Lăsăm cel puțin o oră, să-i spunem, la odihnă în frigider. Povestim la următoarea intervenție ce vom face cu aluatul. După care avem o bază lichidă, că vorbeam de 3 elemente. Baza lichidă eu o fac din smântână de gătit și 4 ouă plus diferite mirodenii. Da? Pentru câte chișuri? Pentru un singur chiș. Pentru eu singur 4 ouă? 4 ouă, da. Ideea este să se prindă destul de bine chișul, pentru că noi o să ne dorim să gustăm și astăzi la finalul emisiunii acest chiș. De obicei, chișurile sunt foarte bune a doua zi. De obicei. Okay. Dar ținând cont de această situație de luni, așa, va trebui să grăbim puțin întregul procedeu. Bun. După care, al treilea element despre care discutam. Solid. Sunt. Am zis, chiș quattro formaggi, să-i spunem așa, da? 4 tipuri de brânză. Brânză de capră, mozzarella, emmentaler și gorgonzola, în cazul nostru. Sau, dacă vrem să fim puțin mai franțuziți, putem să folosim niște roquefort. Dar trebuie să ne permitem și buget. Da. După care, chiș jambon fromaj este un chiș extrem de simplu și extrem de clasic, da? Avem jambon și brânză. Întotdeauna trebuie să folosim o brânză tip cașcaval. E din partea casei, să știți, adică nu știu dacă vă mănâncă, am văzut că vă mănâncă puțin buzunarul, să știți. Ca în vorba aceea, acum știu cine mi-e frate, buzunarul de la spate. În fine, să continuăm cu rețetele. Sigur n-a greșit emisiunea, băiatul meu, că e a doua oară în două săptămâni. Despre spanac și brânză vorbim mai acolo, dăm un telefon și ne întoarcem la tine. Avem 3 tipuri de chiș astăzi, vă explicăm exact cum puteți face și voi. Dimineața, Florin, ce faci, Radu? Bine, uite, facem niște chișuri. Îmi place despre tine astăzi că văd că ești în super formă. Sunt în ca formă. De obicei. Așa bucuros când am ieșit afară și am văzut da, nu mai spune, te rog frumos. Să știi că e și mai ciudat
că simți altfel natura în momentul în care ai permisul suspendat. Ei! Da. Cu trotineta. Nu, încă nu. Dar am venit cu o mașină electrică. Bine, atenție, bine. Da? Ai salvat și natura azi. Exact, foarte simpatic domnul cu care am venit dimineață la emisiune. Am trezit dimineață cu tine. Așa m-am întrebat, fii atent. Ce gătiți astăzi? Hai, facem niște chișuri. Ce înseamnă asta? Păi sunt niște plăcinte sărate. Care sunt mai bune a doua zi, zi din care sunt mult mai bune a doua zi, ai fost foarte, foarte atent. Am făcut aluatul, da? Făină, unt, ouă, sare și puțină apă. L-am lăsat o oră la frigider, da, să se închege mai bine, după care... Ăsta da? Este aici. Exact, după da. Care am folosit o tavă pe care am și murdărit-o deja. Îl înțepi ca să... Îl înțepăm ca să-l aerăm puțin. Ok. Așa, după care îl vom pune în cuptor la 150 de grade. Așa. Pentru 30 de minute. Partea cea mai interesantă la chișuri, ca la orice aluat de tartă, este că suntem nevoiți să folosim acest accesoriu natural. Nu erai pregătit. Drept greutate, zi. Drept greutate, da. Da. Folie de aluminiu, okay. După care venim cu fasolea. De ce? Că e riscul să crească? Există riscul să crească, dar nu peste tot. Ok. Înțelegi? Și vei avea un aluat în valuri. Neregulat. Și nu o să te ajute la final când vei veni cu celelalte ingrediente. Bine. 30 de minute pe cuptor, după care vom scoate fasolea de afară, vom mai face mai avem un mic secret cu gălbenușul de la două, vom munge acest aluat. Okay. Mai lăsăm 10 minute și după care venim cu baza lichidă și cu ingredientele din chișurile despre care discutam la prima oră. Bine, deci azi facem chișuri și niște spanac la tavă. Avem de toate și cu carne și fără carne pentru cei care țin post de astăzi. Putem să facem, o să facem săptămâna viitoare un chiș care va fi absolut vegetarian, 100% vegetarian. Bine. Sau de post. Săptămână e teoretic primăvară. Ramona, e teoretic primăvară. Păi, vorbești pe mine, da, se face primăvară. Mâine este ziua de 8 martie. Să vedem cine cum se prezintă. Califică și cum se prezintă. Acum gata, nu mai stai. Am o grămadă de colegi aici, după. Păi, dar terminăm cu asta, că despre mamă, despre iubită, despre... Nu ne punem acum iară. General despre mamă era, nu? Asta e o chestie de pe la noi, că nu are nicio legătură, nu. E o chestie cât se poate de stahanovist asta cu ziua femeii, știi? Da. Sufragete. Să fim convinți. Iată. Că avem de discutat despre chișuri la ora asta. Da. Chiș cu 4 feluri de brânză. Am găsit și dulceață de smochine cu domnul Florin, căutând pe aici prin bucătărie. Nucile tostate cu puțină sare. După care mai avem un chiș cu praz. Baby spanac. Feta. Și fulgi de migdale. Foarte bună combinație. O să vezi la final. Da. Iar ăsta cu este... salsicea ce? Cu salsicea am executat cum să spun eu, o tigaie cu ciuperci, două feluri de ciuperci, champignon brune și gălbiori. Am adăugat salsicea, acest cârnăcior din zona Norcia, sos cu smântână, puțin parmezan, sare, piper. Și cam asta a fost tot. Da, tu ești ca aia mici care se laudă singuri. Da. Băi, ce bine. Băi, mai fac ceva de mâncare, că nu mi-a ajuns și am mai făcut ceva aici. Păi da, mă, nu se aruncă nimic. N-auzi că au găsit nu știu ce gem de pe nu știu când. Cine poate să confirme? Ce? Norocul nostru că ne știm cu ăștia de la ANPC, că dacă ne-ar intra aici în bucătărie... Ne închide! Nu este așa, nu este așa. Nu. Am verificat după weekend. Este super clean frigiderul, să știți. S-a tot. S-a nins, s-a făcut frumos. S-a crescut pateu. Asta, de fapt, ți-a rămas ceva umplutură, nu? Da, și atunci umplutură, ai zis? Umplutură de la ciuperci, salsicia. Am mai lăsat-o puțin pe cuptor. Și am făcut o focaccia cu niște pesto în interior. A degustat Florin. Mi-a zis că e ok. Aștept să mai degust după ce ieșim de pe ecran. Iată. Bine că ai răbdare. Pe martie vă dăm o întâlnire la ora 8 la Neața. Avem lucruri de făcut și poate un pic altfel de gândit în această perioadă. Din nou, delicat.